Inspectoratul Școlar Județean Călăraș, alături de Maestro Trading SRL și Asociația Sfântul Stelian, a susținut conferința de lansare a campaniei de promovare a programului A doua șansă și a măsurilor complementare derulate în cadrul proiectului cu titlul Întoarce-te la școală. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020 și se va derula pe o perioadă de 36 de luni în județul Călăraș. Scopul proiectului este remedierea fenomenului de abandon școlar timpuriu și îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate. La eveniment au participat 60 de persoane, printre care directori de școli, profesori, inspectori școlari, reprezentanți ai instituțiilor publice, locale și județene, care au primit informații cu privire la grupul țintă vizat, activitățile și durata proiectului, obiective și indicatorii de realizare. Conferința s-a încheiat cu un moment artistic deosebit oferit de fanfara de copii din Ciocănești. Vă mulțumim că ne-a ajutat să implementăm acest proiect la nivelul județului Călăraș. N-am să detaliez foarte mult despre ceea ce își propune proiectul, fiindcă am discutat și într-o ședință cu directorii anterioară, cred că dacă ne puteți spune, în final de lună februarie, început de luna martie. Aveți pe masă dumneavoastră niște mape în care sunt prezentate principalele obiective ale proiectului și detalii și de asemenea beneficiarul proiectului căruia îi mulțumim că este prezent astăzi alături de noi, Asociația Sfântul Stelian din București și partenerul 1, doamna Eta Stavrache, pe care o să rog să vă detalieze puțin și să vă spună poate mai multe decât știm noi despre implementarea proiectului și o să-i dau cuvântul puțin mai târziu. Așadar, n-am să detaliez eu foarte, foarte mult. Vreau doar să vă spun că inițial am gândit întâlnirea de astăzi ca o conferință. Am avut câteva modele la câteva conferințe la care eu sau colegii mei am participat, însă cred că am reușit să transformăm în team building, de fapt, și ne bucurăm foarte tare că ați reușit să veniți, să fiți alături de noi. Ne doream foarte tare, după perioada aceasta dificilă prin care am trecut cu toții destul de greu, să avem astfel de momente și vreau să vă spun că vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți zi de zi pentru învățământul călărășan și vă simt ca o familie întregită astăzi că sunteți alături de noi și sperăm să vă simțiți, nu e duminică, dar ca o duminică să petreceți alături de noi. Fiindcă vorbeam despre team building, mă gândesc că cel mai bine ar fi să plimbăm microfonul din mână în mână și să vă prezentați și dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră. Am să încep eu, cu toate că poate era bine de la început să spun, dar ne cunoaștem. Raluca Maria Caraion sunt. Ocup funcția de inspector școlar general la momentul acesta, însă de 14 ani sunt titular la Liceul Pedagogic Ștefan Bănulescu din Călăraș, fiind profesor de matematică și îmi dăruiesc sufletul, am emoții astăzi, fiindcă atât conducerea liceului este prezentă, alături de care m-am format, cât și foști elevei mei, actuali dascăl și chiar în funcțioare de conducere și sunt foarte mândră de ei. Așadar, am să ofer microfonul să ne prezentăm. Începem cu doamna beneficiar. Bună ziua! Doamna Hatără, vicepreședintele Sfântul Stelian. Binevenit la proiectul Întoarce-te la școală, proiect care se va desfășura pe de 36 de luni, referit până în decembrie 2023. Reprezint un partener din cadrul proiectului, de formare profesională, sunt coordonator în cadrul parteneriatului pe programă de cursuri. Să zic și eu ce a zis doamna general, bine ați venit, mă bucur că ne regăsim din nou, ne cunoaștem pentru că dumneavoastră toți de aici prezent sunteți parteneri asociați în cadrul proiectului. Detalii despre proiect știu că știți fiecare ce reprezintă activitatea pe care trebuie să o desfășurați. Mi-a transmis Iana puțin emoția și eu vorbesc mult în public și activitățile pe care le vom face împreună vor duce până la sfârșit la rezultatele pe care le-am asumat împreună. Împreună trebuie să desfășurăm programul A doua șansă, care înseamnă, pentru dumneavoastră știți, implicarea în programă de reîntoarcere în școală a celor care au abandonat. Pentru grupul țintă reprezentat de profesori, sunt acele activități desfășurate pentru a ajuta cadre didactice prin cursurile pe care vor desfășura,
să completeze sau să capete noi deprinderi, abilități vis-a-vis de programele de formare pe care le vedeți desfășura în cadrul școlii. Am și emoții. Ce să vă zic mai mult? Suntem împreună la deschidere, vom fi împreună și când o să-l închidem. Pentru că așa cum astăzi am plecat, la fel o să ne întâlnim și când o să-l închidem. Și o să tragem împreună, cum se zice, o evaluare de ce am obținut și trebuie să îndeplinim ceea ce ne asumăm. Adică să parcurgem și să ajutăm cei 600 de... Mă auziți? Da. Acum am sfârșit. Și acum cred că nu mai am nici emoții. 600 de elevi care sunt tineri sau adulți care au abandonat școala și 515 profesori. Ei reprezintă grupul țint al programului, al proiectului și împreună vom reuși să ducem la bun sfârșit ceea ce înseamnă rezultatele asumate în cadrul programului. Bună ziua, bine ați venit! Arina Tănase mă numesc, inspector pentru proiecte, cred că mulți dintre dumneavoastră mă cunosc. Eu am fost cea care v-a stresat atâta timp, îmi cer scuze, dar sper să iasă totul bine. Voi fi alături de dumneavoastră în continuare și am să vă sprijin în implementarea proiectului în școlile dumneavoastră. Și avem cam mult de parcurs, drumul ăsta este destul de lung și sper să venim în sprijinul celor care la un moment dat, din diferite motive, au abandonat școala. Vă mulțumesc frumos și încă o dată bine ați venit și vă rugăm să fiți alături de noi în continuare. Bună ziua, mă numesc Dumitru Daniela, sunt inspector școlar din Moderne. Vă urăm succes sau ne urăm succes și sper ca toate obiectivele să fie îndeplinite. Bună ziua, Corina Maghiaru, inspector pentru învățământul primar și special. Și apropo de emoții, stimată doamnă, mie îmi place când în jurul meu văd oameni cu emoții, pentru că este clar că au pus o bucățică de suflet în ceea ce au făcut. Deci, și eu am emoții. Să ne dorim succes, sănătate și să ne bucurăm de reușitele acestui proiect. Să și aplaudăm. Bun găsit tuturor. Numele meu este Nicoleta Popa. Sunt inspector școlar pentru învățământul primar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Călăraș și cu experiență la catedră de peste 20 de ani. Sunt astăzi aici alături de toți colegii mei din județ în dorința de a realiza lucruri minunate. Mult succes! Bună ziua tuturor! Adriana Butoi, inspector școlar ISJ Călăraș. Succes în implementare tuturor! Pentru copii, pentru educația călărășeană, toate bune! Bună ziua! Mă numesc Anastas Gheorghe, sunt director la Liceul Tehnologic Matei Basarab Mănăstirea și sunt bucuros că mă aflu printre dumneavoastră și printre echipa de coordonare a acestui proiect. Bună ziua! Mă numesc Lucian Trică, sunt director la școala gimnazială numărul 1 Dragoș Vodă și vă doresc succes în implementarea proiectului. Bună ziua! Sunt Alexandru Maria, director al școlii gimnaziale profesor universitar dr. Adrian de Rădulescu Dorobanțu și sunt nerăbdătoare să demarăm acest proiect pentru a ridica nivelul la învățătura al tuturor. Mulțumesc! Bună ziua! Rodica Neagu, director la școala gimnazială Carol I. Cunosc un pic modalitatea în care se procedează. Noi avem deja în demarare astfel de cursuri, da? Le cunoaștem foarte bine și de aceea vă dorim foarte multă baftă. Bună ziua! Samar Vervuța, profesor de limba și literatura română, director la Liceul Pedagogic Ștefan Mărulescu din Călăraș. De 25 de ani activez în cadrul acestui liceu și, într-adevăr, cum spunea doamna inspector școlar general, fiind cadru didactic din școala noastră,
S-a implicat încă de atunci, când a desfășurat activitatea de atunci și în prezent, în multe proiecte ale școlii și proiectul acesta pe a doua șansă este foarte bine venit pentru județul Călărași considerăm. Felicitări tuturor celor care s-au gândit să-l implementeze pe regiunea Sud-Muntenia și cu atât mai mult pe județul Călărași. Este nevoie de așa ceva și felicit întreaga echipă și de asemenea rezultatele să se vadă la sfârșit. Mulțumesc! Bună ziua, mă numesc Elena Mihăilescu, sunt inspector școlar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Călăraș. Urez mult succes beneficiarilor și partenerilor în implementarea acestui proiect. Sunt Nachio Maria Daniela, profesoară la școala numărul 3 din Nord. Vă doresc tuturor mult noroc în realizarea acestui proiect. Bună ziua și bine v-am găsit! Profesor Monica Vasile, școala gimnazială numărul 3 Chirnoci și îmi doresc și vă doresc tuturor sănătate și putere de muncă să putem să realizăm tot ceea ce ne-am propus. Bună ziua! Sunt profesor Pană Stelică, director la școala gimnazială numărul 1 Chirnoci și o urez succes în implementarea acestui proiect în toate de la școală. Bună ziua! Sunt profesor de biologie, Lenuța Coman, director la școala gimnazială Mircea Elia de Oltenița. Mă bucur că ne aflăm în această formație. Succes tuturor! Sunt convinsă că o să iasă bine. Doamne ajută! Bună ziua, Dan Mihai Horodnicianu este numele meu și mă voi strădui să vă asigur din punct de vedere al resurselor umane și al salarizării micul confort financiar pentru acest proiect. Și să nu uităm că orice pas înainte pentru acești copii care se reîntorc la școală este un lucru minunat. Felicitări și succes! Bună ziua, mă numesc Cristea Carme, sunt profesor de biologie și directorul școlii gimnaziale numărul 1 în Valea Roșie. Pentru noi proiectul are un scop nobil, de aceea suntem onorați să participăm la acest proiect. Bună ziua, domnul Caincese, numele meu, sunt învățător la școala gimnazială numărul 1 Nana și directorul școlii. Mă bucur să implementăm acest proiect, mă bucur că sunt astăzi alături de dumneavoastră și succes să avem. Mulțumesc! Bună ziua, numele meu este Iacob Otavia, sunt învățător și director la școala gimnazială numărul 1 Nica. Acest proiect era așteptat de mult de către solicitanți. Urez și eu succes! Bună ziua! Sunt Mariana Andrei, profesor de matematică la școala Luica. Mă bucur că particip la acest proiect. Mult succes și Doamne ajută! Bună ziua și bun găsit tuturor! Mă numesc Daniela Lanscu, sunt profesor de limba și literatura română la școala Dormărun. Putem spune că Dormărun urează succes în implementarea acestui proiect. Bună ziua! Mă numesc Veronica Enache. Sunt profesor pentru învățământ primar și consilier educativ al școlii Dormărun. Doamna Mariana Stan, din păcate, n-a putut fi astăzi alături de dumneavoastră și ne-a delegat pe noi. Vă salutăm pe toți, ne dorim cu ardoare implementarea acestui proiect în școala Dormărun. Bună ziua, Gabriela Trifan este numele meu. Astăzi e o zi specială pentru mine. A început de la 12 noaptea ca o zi specială pentru că am avut ultimul clopoțel. Iar elevii și colegii Liceului Tehnologic Constantin George Călinescu, acolo unde sunt director, mi-au urat de la 12 noaptea mulți ani frumoși. Sunt onorată că sunt alături de dumneavoastră, pentru că în această zi chiar este un moment deosebit pentru mine. La 45 de ani să fiu alături de colegi. Mulțumesc! Bună ziua, sunt Mihaela Raluca, profesor la Liceul Tehnologic Constantin George Călinescu Crăriștea. Mă bucur că mă aflu astăzi alături de voi și abia așteptăm să ne apucăm de treabă. Bună ziua, Georgica Ilie, sunt director la școala gimnazială numărul 1 Tiselet. Felicit echipa de implementare și urez succes tuturor. Bună ziua, Iulia Călărașul este numele meu, inspector școlar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Călăraș. Doresc succes echipei de implementare a proiectului educativ de la școală.
Carmen Maxim Poiena este numele meu. Activez în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Tălăraș, Inspector de Management Instituțional. Mă bucur tare mult pentru acest cadru creat cu ocazia lansării acestui proiect, pentru că un lucru știu sigur, că orice proiect înseamnă împreună, înseamnă echipă. Pentru reușită este musai ca fiecare să pună acolo puțin din inteligența, voința și dedicarea, pentru ca la final de implementare să avem aceeași bucurie pe care să o trăim tot împreună. Vă doresc să gândiți la acest proiect ca la o nouă etapă de dezvoltare personală și profesională și, nu în ultimul rând, ca o etapă importantă de dezvoltare instituțională pentru școlile, instituțiile pe care le reprezentați. Mulțumim tare mult pentru cadrul creat. Mulțumim mult! Bună ziua, mă numesc Rașoda Noan Cuța, sunt directorul școlii gimnaziale Mihai Viteazul din Călăraș. Urez succes în implementarea proiectului. Bună ziua, sunt Georgeta Snaicu, profesor învățământ primar din școală, de la școala gimnazială Mihai Viteazul și de asemenea urez mult succes în implementarea acestui proiect. Sunt convinsă că se vor realiza obiectivele majore ale acestuia și că beneficiarii direcți vor fi încântați să se întoarcă la școală și să obțină, într-adevăr, și să aibă parte de o educație de calitate. Bună ziua! Mirela este numele meu, sunt inspector superior în cadrul Direcției de Sănătate Publică al Județului Călăraș. Mulțumim frumos pentru invitație și succes în implementarea acestui program. Bună ziua! Dorința Nicolae este numele meu, reprezint AGOFM Călăraș. Vă felicit pentru faptul că ați ales acest important proiect pentru dezvoltarea și tinerilor, viitorilor tineri din județul nostru și nu numai. Vă felicit și vă urez un succes! Bună ziua tuturor! Sandra Bârcă mă numesc, sunt director al Centrului Regional de Formare Profesională Călăraș. Mulțumesc pentru invitație, felicitări pentru inițiativă. Voi fi un sprijin activ, așa cum am făcut-o de atâția ani, cu atât mai mult cu cât obiectul de activitate al instituției pe care o reprezint este în domeniul educației și formării profesionale. Încă o dată felicitări, Doamne ajută, suntem aproape de voi și la cât mai multe proiecte frumoase pentru copii și nu numai. Bună ziua, Adriana Sofian este numele meu, sunt inspector școlar pentru disciplina biologie, la Inspectoratul Școlar Județean Călăraș, cu experiență didactică de 30 de ani, din care 20 de ani în activitatea de îndrumare și control. Ocup poziția de monitor, așadar vă asigur de tot sprijinul meu în continuare, așa cum unii dintre dumneavoastră l-ați avut în toți acești 20 de ani de activitate, așa cum vă spuneam, pe această funcție de îndrumare și control. Și vă doresc multă sănătate, multă putere, energie și, într-adevăr, să putem duce la bun sfârșit aceste activități ale proiectului, din care să fim cu toții bucuroși și mândri de în final de implementarea acestora. Mulțumesc! Marilena Belciu, inspector școlar pentru disciplina geografie. Meritam să fim împreună aici. Vă felicit din inimă că numai stânga orice putea să fie în fața dumneavoastră. Vă rog frumos să vă bucurați de această priveliște și să contați și pe mine, că mă pricep. Știu că vă pricepeți, doamna inspector, și ne bucurăm că vă avem alături. Dan Valente este numele meu. Am și fond muzical. Profesor pentru învățământul primar, actualmente inspector școlar general adjunct și expert în cadrul acestui proiect. Mă bucur să văd că am o echipă atât de mare și atât de puternică și asta mă face să fiu convins că proiectul își va atinge indicatorii pe care mi-am propus. Vă mulțumesc, forță de muncă, succes! Îmi revine mie sarcina să detaliez puțin din ceea ce aveți și dumneavoastră în mapă. Acest proiect, repet, este un proiect de echipă, este un proiect pe care noi ne-am străduit să-l continuăm și ne vom strădui să-l implementăm. Începând din decembrie 2020 a fost scris și așadar se va implementa de aici înainte. O să mai aflați despre proiecte de tip a doua șansă, care vor să vină în sprijinul atingerii obiectivului Inspectoratului Școlar Județean Călăraș, și anume reducerea ratei de abandon școlar.
Așa cum vă spuneam, probabil peste o lună de zile ne vom reîntâlni, nu știu dacă în această formulă sau mai lărgită, pentru discuția cu privire la cel de-al doilea proiect, cu privire la a doua șansă. Așa cum vă spuneam, proiecte de echipă cu care mergem înainte, vizăm elevii din medii defavorizate. Nu-i neglijăm nici pe cei performanți, că discutăm astăzi doar despre cei care, pe care ne străduim să-i aducem înapoi la școală. Nu-i neglijăm, sunt în sufletul nostru și cei performanți. Însă deja centrul de excelență care are, funcționează ca unitate conexă din decembrie 2020 a fost un prim pas pentru ei, pentru elevii performanți. Și eu vă promit aici, fiind atât de mulți martori, că vom dezvolta centrul de robotică. Primul pas a fost făcut, încheierea parteneriatului cu Universitatea Politehnică București și mulțumesc domnului profesor Ghinea pe calea aceasta și cu siguranță îi vom sprijini și pe ei și pe viitor vă vom detalia și despre ei mai mult. Revin la mapele pe care dumneavoastră le aveți în față și dacă le deschideți să le răsfoim puțin, este rugămintea echipei de implementare, din care fac și eu parte. Obiectivul general al proiectului Întoarce-te la școală este reprezentat de reducerea și prevenirea abandonului școlar, așa cum vă spuneam, din cadrul județului Călăraș, prin facilitarea și promovarea accesului egal la învățământul primar și secundar de calitate, inclusiv la cursuri de învățare formale, non-formale și informale pentru reintegrarea în educație. Apoi, identificarea, selecția și înscrierea persoanelor în grupul țintă, precum și organizarea, centralizarea și coordonarea acestora în cadrul proiectului, se va face în funcție de activitățile la care aceștia vor participa. Așa cum vă spuneam încă de la început, am transmis cât de cât într-una dintre ședințele cu directorii anterior organizate mare parte a acestor informații și anume că vizăm 465 de cadre didactice din învățământul preuniversitar, 50 de persoane de sprijin sau auxiliar din echipa managerială a școlii, în total 515 cadre didactice, 515 cadre de învățământ. Sunt detaliate programele de formare la care pot participa aceste cadre. De asemenea că scopul acestor parteneriate și al programelor de formare va fi cel de transfer al metodelor de învățare și predare, de schimb de experiență didactică, inclusiv pentru sprijinirea tranziției tinerilor adulților care au abandonat timpuriu școala, de la un ciclu de învățământ la altul, dar și accesul pe piața muncii. Ajungem la detalierea programului cu privire la grupul țintă format din cei 515 cadre și anume un prim program de formare acreditat de Ministerul Educației va avea tema metode de prevenire a abandonului școlar. Acest curs va avea o durată de 60 de ore și un cumul de 15 credite profesionale. Un al doilea program de formare continuă, relevant față de nevoile grupului țintă, tot acesta va fi, este autorizat de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației, cu tema consilier orientare profesională, cu un număr de 80 de ore, se poate merge până la maximum 180 de ore. Și încă un curs de formare acreditat de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației, instructor preparator formare. Deci atât că pe parcursul celor 36 de luni de implementare, cele 515 cadre pot participa la aceste cursuri pe care am încercat să vi le detaliez. Cu privire la grupul țintă de ADŞ, deci cei 600 de beneficiari, puteți vedea, cred că și pe roll-up, detaliile acestea, și anume că vor primi o subvenție în valoare de 1600 de lei pentru fiecare membru al grupului țintă, care a finalizat un nivel de studiu din cadrul programului A doua șansă. De asemenea, un pachet de rechizite în valoare de 59,5 lei pentru fiecare membru al grupului țintă, care participă la un nivel de studiu din cadrul programului A doua șansă, un pachet igienico-sanitar în valoare de 77,35 lei pentru fiecare membru al grupului țintă care participă la programul de a doua șansă. De asemenea, servicii de consiliere și orientarea carierei pe tot parcursul vieții, sperăm noi, pentru că formarea trebuie să fie continuă.
despre cadre v-am spus și cursurile de formare. Cred că vă stăm la dispoziție pentru orice alte eventuale întrebări. Mă iertați, dar așa cum vă spuneam, m-am oferit voluntar să prezint. Nu m-am pregătit pentru asta. Sper că ați înțeles așa în mare parte. Și dacă sunt întrebări, le ascultăm cu drag. Nu numai la microfon, le putem discuta și individual, așa că am să închid din nou cercul și dau cuvântul domnului general. Vă mulțumim încă o dată că sunteți alături de noi și numai în echipă putem să ne realizăm obiectivele. Mulțumesc, doamna inspector. Felicitări. A fost anfitrionul acestei activități. Mă bucur atât de mult să văd că acest proiect s-a răspândit în tot județul. În multe școli proiectul este prezent și cu oameni de nădejde care vor sprijini foarte mult implementarea acestui proiect. Mă bucur că avem alături de noi și reprezentanța instituțiilor publice din Călăraș, care au răspuns invitației noastre și poate că vor mediatiza și vor pune umărul așa cât pot dânsele, dânsii, la implementarea și la realizarea acestor indicatori pe care ne-am propus în cadrul proiectului. Nu este un proiect ușor. El se întinde pe o durată de 36 de luni, astfel încât să școlarizăm acești beneficiari până la nivelul 4 învățământ secundar inferior. Știu cu toții că ne-am încămat la o activitate grea, care ne va mânca weekendurile după amiezile, dar noi suntem cadre didactice și pentru asta suntem noi făcuți, construiți. Chiar dacă facem de multe ori muncă voluntară, voluntariat, asta am făcut de când am fost, ca să zic așa, angajați în învățământ, peste program, extracurricular. Bineînțeles că activitatea de predare a lectorilor va fi remunerată, dar nu acolo se oprește activitatea noastră. Mă bucur să avem lângă noi oameni cu experiență, oameni de la Asociația Sfântul Stelian, care au implementat mai multe proiecte și atunci suntem safe, ca să zic așa, pentru că experiența lor va fi împrumutată nouă, ca să zic așa, și noi ne vom folosi de aceasta. Înainte de... Întotdeauna am fost adeptul faptelor. Nu prea le am eu așa cu vorbele, în sensul că n-am o măiestrie a vorbelor, dar ca să fac așa o mică paranteză, provin de la o școală din învățământul rural, de la Ciocănești, unde am fost și manager timp de 5 ani de zile. Și acolo am zis că nu este de ajuns doar să manageriez ce se întâmplă în școală. Trebuie să lăsăm, să punem amprenta pe școala aceea și să aducem un plus valoare comunității prin excelența elevilor noștri. Și am zis, ok, cum facem? Ce facem extracurricular? Ceva puternic, ceva sustenabil, ceva de viitor, să implicăm întreaga populație școlară. Și am, împreună cu comunitatea locală, am găsit două variante. Implicăm copiii în activități culturale și am reușit să facem un ansamblu folcloric acolo, cu de renume, și mai nou, o fanfară de copii. Fanfara de copii din Ciocănești, pe care și o coordonez și sunt mândru de asta, numără 20 de elevi și care s-au format în numai 3 ani. De ce spun asta? Pentru că și proiectul nostru tot 3 ani durează. Acolo am muncit cu toții, eu, colegii mei, comunitatea locală, într-un proiect care nu a dat crezare inițial. De aceea am să vă rog să mai așteptăm câteva minuțele și să vedeți rezultatul acestei activități. 3 ani de activitate, vor veni copiii de la fanfară să vă încânte copii, fete,
Suntem unici în România, fete de 13-14 ani au învățat, nu 3 ani, 2 ani, că un an a fost de pandemie. Și în urma acestor activități, copiii aceștia au luat locul 2 la Festivalul Concurs Național, organizat de Ministerul Educației Naționale, pe fanfare școlare. Adică am fost al doilea, nu primul. Național. A fost extraordinar. Apoi la un alt concurs la Constanța, premiul cel mare. E fabulos. Dacă este echipă, dorință și putere de muncă, rezultatele ies, indiferent de obstacole și de piedicile care intervin. Trecem peste ele. Asta vreau și eu de la voi. Să trecem peste ele și să avem rezultatul ăsta care va veni în fața dumneavoastră în câteva minuțele. Vă mulțumesc mult! Premiul cel mare la Festivalul de la Negru Vodă, premiul 2 la Festivalul Național de Fanfare Școlare, organizat de Ministerul Educației Naționale. În toamnă sperăm să mergem și la festivalul din Grecia, care era programat anul trecut, numai că pandemia ne-a oprit. Ele și sunt fetele de la Ciocănești și ei sunt băieții la Ciocănești care 3 ani de zile, 2 ani, că una a fost de pandemie, au muncit și au rezultate extraordinare. I-am luat copiii ăștia, citesc după partituri, învață după partituri, este extraordinar. Felicitări, fanfare de copii din Ciocănești! Thank you.